Salut, mâna, bună seara! Bine ați venit la Expo Clubul nostru, Victor Brauner. Astăzi avem un vernisaj de pictură, acuarele, dar înainte de a vă spune numele celor care au pictat aceste tablouri, am să rog pe două elevi de la Liceul de Artă Victor Brauner, la vioară Bianca Adelina Cuzuioc și la flaut Leia Seni, să vă încânte cu un moment muzical. Și
Sper să vă bucurați de ceea ce vedeți aici. Numai că am să întrerup puțin, mă știți de acum, nu? Că de obicei schimb jocurile făcute înainte. Și eu personal și cred că și dumneavoastră ați vrea să cunoașteți câteva detalii despre această asociație Amethyst. Și atunci îl rog pe domnul Liviu Iovanean, artist vizual și profesor și un om dinamic, am înțeles, în cadrul asociației Amethyst, să ne spună ce este cu această asociație Amethyst, ce urmărește, ce proiecte, mai ales pe zona artistică. Asociației Acuareliștilor Români, o filială a Societății Internaționale de Acuarelă. În curs de legalizare în România, trebuie să precizez acest lucru, pentru că o să vă apucați să ne căutați pe internet și nu o să ne găsiți. Dar o să ne găsiți cât de curând. Practic, încercăm să devenim, nu avem pretenția că și suntem, crema acuareliștilor români. Această cenușăreasă a picturii, numită acuarelă. Cineva de aici din sală, nu spun cine, mi-a spus, domnule, eu sunt manelist, în ghilimele. Eu vreau ulei. Ce-i cu asta, cu acuarelă? Acuarelă este un fel de schiță în imaginația multora. Nu. Acuarela, cel puțin în cultura internațională, dacă nu în cea românească, în cea românească, mai puțin categoric, este un mijloc de exprimare artistică foarte bine cotat și foarte bine văzut. Noi încercăm să promovăm acuarela, în primul rând pentru că în România am observat o, nu zic lipsă de cultură în domeniul acesta, dar o manifestare mai săracă a acestui fenomen. Și am dorit să obișnuim publicul, chiar dacă o să murim de foame, cum mi s-a spus, cu acest mediu prin care un artist poate să se exprime foarte bine. Efectele cromatice și efectele speciale, chiar le-aș putea numi, pe care un pictor le poate obține cu acuarela, nu le veți obține sau nu le va obține niciodată cu uleiul sau cu acrilicul. Ce aș mai putea să vă spun despre Asociația Amethyst? Acum că e prima dată am ținut speech-ul meu și după aceea o să vă spun și cine
cine suntem în privința asociației noastre. Asociația Ametist este o asociație din București, dar care sau țintește toată țara. Și nu numai, pentru că dorim să organizăm chiar și expoziții internaționale în numele ei. Inițiatoarea acestei asociații este doamna Eugenia Niculescu. Cu siguranță v-ar putea spune mult mai multe, dacă cumva nu vă acopăr tot ce știu eu despre asociație, te rog să mă completez. Nu avem mult timp de când ființăm ca asociație. Inițial, dânsa a început cu un domeniu care nu are legătură cu arta, cu terapii alternative, dar încet, încet s-a extins și acum ne ocupăm și de cursuri de acuarelă, de pictură în ulei, în acrilic, de cursuri de desen, de asemenea, desen în creion și de expoziții. Încercăm să promovăm, de fapt, frumosul. Nu pe noi înșine, pentru că noi chiar nu contăm în contextul acesta, dar sperăm ca ceea ce am creat și ceea ce se poate observa aici să vă încânte privirea și să vă bine dispună. Aș mai vrea să vă spun că nu toți cei care suntem aici, de fapt o persoană lipsește, doamna Elena Oleniuc, nu suntem toți membrii asociației și nu suntem toți cei care, într-un fel sau altul, aderăm ca și membri ai Societății Internaționale de Acuarele. Sunt mult mai mulți. Sperăm ca încet, încet să organizăm și expoziții colective cu o participare mult mai amplă. Cam asta aș dori eu să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și dau din nou cuvântul criticului nostru, care sper să nu ne facă praf. Dar dacă va ieși din asociația Ametist, foarte bine.
Știți, de asemenea, că sunt lucruri perisabile, delicate, care trebuie păstrate cu grijă, apropo de lunga istorie a artelor. Și, dacă merită, acuarela poate, peste timp, să demonstreze talentul, poate chiar geniul unui artist, unui autor. Da? Asta se va vedea în timp. Ceea ce mă bucură pe mine, pe deasupra, mai e și faptul că aflu acum că, iată, în România se înființează o asociație națională de acuarelă, că există în străinătate deja festivalul de acuarelă cu vechime, un deceniu aproape, că membrii ametistului participă, au participat și participă la asemenea întâlniri. Deci, iată că acest gen, puneți dumneavoastră ghilimelele minor, vine în forță, o forță pe care noi o plăneam în relația cu orizontul de așteptare al publicului. Înseamnă că e căutată. Sigur că ea e mai puțin, și se vede și aici, deschisă experimentului și deschisă spre gustul iubitorului de artă contemporan. Mă refer la colecționarii cu oarecare experiență, nu la cei care fac cadou azi sau mâine cuiva apropiat. În general, așa circulă acuarela. Ca să intre într-o colecție, trebuie să răspundă unui gust profesionist format. Deci să vină cu noutăți. E greu. Și asta ne demonstrează realitatea. Să vii cu noutăți, cu experimente în acuarelă. E greu să lucrezi pe suprafețe mari. Te obligă tehnica acuarelei să termine repede și să închizi lucrarea în ziua în care ai început-o. Și evident să acoperi, să valorizezi suprafața cum trebuie într-un timp relativ scurt. Dar tocmai lucrurile astea pot împinge acuarela în față, pentru că datorită conținutului de autenticitate. Nu poți să te apuci de acuarelă dacă nu ești un foarte bun desenator și nu știi precis ce vrei și când ai pus acolo penelul să și faci, nu poți să revii, nu poți să corectezi, nu poți să faci nimic. Dacă ai ratat, ai aruncat material. Deci e o demonstrație de stăpânire, de sine și stăpânire artistică importantă și atunci dacă un acuarelist reușește să cucerească piața prin frumusețea ofertei sale, prin imaginele pe care le prezintă, atunci deja e omologat. Sigur că trebuie să înțeleagă toată lumea lucrul ăsta. Aici, apropo de ieftin, de scump, nu vorbim de cât costă materialul, cât și lucrul ăsta, acum o să recunoaștem. Am împins în această prejudecată acuarela, că ar fi un gen minor, pentru că e ieftin. Pentru că se lucrează cu materiale la îndemână, pe de o parte, pe de altă parte, pentru că se exersează la școală și atunci lumea, dacă o face și elevul, nu asta contează. Contează în final, realizarea finală și valoarea simbolică a imaginii terminate. Atunci, acolo stă valoarea ei, nu parcursul. Ei, vreau să atrag atenția asupra faptului, apropo de gen major, gen minor. Ați observat deja că din cei 6 expozanți de aici, artiști prezenți pe simezele acestei galerii, doar domnul Ovidiu Iovanel e de genul masculin, sunt doamne. Și apropo de Iurea Hărăcescu, aveam o doamnă a acuarelei românești. Se pare că e un gen, nu știu ce se întâmplă, poate ne spuneți la festivalurile astea internaționale, e un gen preferat de doamne. Nu. Înseamnă că avem mulți bărbați sensibili în cazul ăsta, dacă sunt și bărbați acolo. Pentru că, spuneam,
mai devreme, exprimă autenticul, o senzație imediată, precizie, lucruri, calități specifice doamnelor, specific feminine. Dacă un bărbat are o asemenea capacități, bravo lui! Suntem dubli cu toți. Domină, avem o dominantă sau alta funcție de împrejurare sau alta. Dar sigur, cam așa par lucrurile de la distanță, că acvarela, prin delicatețea ei, ar trebui să fie, să aparțină doamnelor și în expoziția asta așa se întâmplă. E o expoziție de primăvară. M-am gândit niciodată ca ce tehnică artistică, plastică, s-ar potrivi unui amativ. Dar se pare că primăvara este potrivește acvarela tocmai din cauza atributelor pe care le-am trecut mai devreme în revistă și datorită priorității cromatice. Sigur că spuneam, desenul trebuie stăpânit, dar până la urmă, din ceea ce ne oferă acvarela, cromatica e lucru final care ne rămâne pe retină și primăvara se întâmplă asta în natură. Și cam astea sunt și subiectele preferate de acuareliști. Vă spuneam, și din cauza suprafeții pe care lucrează, a tehnicii rapide, nu e timp de compoziții mari. Că se usucă materialul, culoarele de apă. Are o transparență acuarela care rezonează cumva cu fresca. Albul ăla din spate. Dar mă refer la pictura mică, de ceva rezistă, că nu se lucrează pe ceva rețetă acuarela, se pe planșetă, dar e o artă, o provocare. Spuneam mai înainte că sunt artiști care au făcut acuarele după propriile lucrări pentru ei sau au pregătit lucrările, parte de compoziții lor, din fragmente de acuarele. Eu cred că și aici nu e totdeauna adevărat. Unii au făcut acuarelă pentru că n-au putut să-și exprime, au trecut acuarelă oricât era el de vechiului lui, pentru că au avut sentimente, stări, pe care nu le-au putut exprima decât în tehnica acuarelii. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Referindu-mă la strict aceste 80 de lucrări, aproape 80 de lucrări din expoziție, sigur că sunt lucruri diferite, se vede. Unele demonstrează, în cazul domnului Iovanel, demonstrează experiență și siguranță, maturitate veche în domeniu. Sunt unele care par să aibă rol pedagogic sau terapeutic, dacă vreți, apropo de ce a spus, dar peste tot, în toate lucrările, există talentul. Deci există acel simbol care să motiveze și să justifice prezența pe Simez. Repet, este important că la Piatra Neamț, apropo de Răilean, ce spune mai înainte, Răilean este arhitect, de fapt, ca și dumneavoastră. Lucrează mult în ulei, dar din când în când, apropo de ce spune, simte nevoia acuarelii și face lucrurile pe ele. Indiferent ce să crede lucrul ăsta. Și mai se lucrează atât de asemenea artiști și e bine să mai avem un punct de sprijin la Piatra Neamț și eu cred că ametistul va mai fi prezent aici. Cu expoziții colective, dar de ce nu și cu expoziții individuale de acuarele. Poate vă gândiți la un proiect, faceți o selecție, luați pe rând și aduceți la Piatra Neamț pe fiecare în parte care cu mai multe lucrări ar putea fi mai bine receptat un artist. Eu vă felicit și vă urez succes mai departe. Mulțumesc, domnule Nicolae.
am înțeles că doamna vrea să-mi spună câteva cuvinte. Vă rog să veniți aici. Bună seara. Numele meu este Eugenia Nicolescu. Am fost prezentat un pic mai devreme, așa că nu mai prezint încă o dată. Ce pot să vă spun este că pentru mine este prima dată când am venit în Piatra Neamț. Și mă bucur foarte tare că am ajuns aici. Mulțumesc pentru oportunitatea de a colabora cu biblioteca. Și mulțumim pentru faptul că ne-a fost pus acest spațiu la dispoziție. Încă o dată pot să spun despre asociație că se ocupă cu promovarea practica desenului și cursurilor de desen, iar profesorul nostru important este Ovidiu. Noi putem face cursuri nu numai în București, ci în toată țara, deci Amethystul le poate organiza. Cu sprijinul, bineînțeles, al autorităților, ca să zic așa, ai conducerii locale, acolo unde pot fi organizate. Cam asta pot spune despre asociație. Ce legătură aveți cu APU? Cu APU? Cu APU vă va povesti colega mea. Eu n-am să vă vorbesc despre moarte. Am să sintetizez această expoziție în cuvintele mele. Când erau magnoliile în floare, visul meu în părul tău dorme. Când erau magnoliile în floare, microfon. Visul meu în părul tău visa. Visul meu, îmbătat de soare și culoare, visul meu cu flori se legăna. Mângâiat de razele de soare, visul meu culoare picura. Mulțumim foarte mult! Înainte de a vă invita să admirați expoziția, o să le rog pe cele două eleve de la Liceul de Artă Victor Brauner să ne mai cânte ceva. Thank you.
mulțumim elevelor Bianca Adelina Cuzduioc și Rebecca Leia Arsene pentru frumoasele momente muzicale. Le mai așteptăm la evenimentele bibliotecii. Mulțumim că sunteți de față și, repet, vă invit să admirați acvarele, să stați de vorbă cu pictorii și să ne bucurăm că, iată, a venit și căldura, răsărit soarele, dar aceste acvarele au o lumină lăuntrică care atinge o coardă sensibilă a sufletului nostru. O seară plăcută, mulțumim!